de profit. Este o organizație non-profit, iar banii pe care îi folosește din veniturile pe care le are sunt destinate întâi formelor de cult, al doilea, activității misionare, pastorale. Dacă se va extinde baza de impozitare la alte activități pe care cultele le desfășoară, atunci și deficitul pe care cultele îl au în permanență se va mări. Nu știu în ce măsură este operativă fiscal. Cum impozităm lăcașurile de cult? Cum impozitați dumneavoastră Voronețul? Ori impozităm tot, ori nu mai impozităm nimica. Cât costă catedrala din Cluj? Avem o piață imobiliară în domeniu? N-avem. Deci va fi o mare... Deci de la prima măsură de impozitare ne-am lovit deja de o mare dilemă. Biserica ar fi de acord cu eventuală impozitare a veniturilor? Pentru că știm că povara va fi suferită în primă instanță tot de către credincioși și pentru că știm ce datorează statul român bisericii, nu putem să fim de acord, pentru că ar fi neonest. În funcție de tradițiile fiecăreia, țările europene au adoptat modele diferite în privința relației economice între stat și biserică. În Franța, statul nu dă bani în nicio formă cultelor religioase. Țări ca Germania, Danemarca și Islanda dau posibilitatea credincioșilor de a-și susține biserica direct printr-un impozit de 8 sau 9%, care este dedus din impozitul pe venit. Este o politică emotivă care merge pe neinformarea populației, ceea ce se întâmplă în celelalte state, de a crea senzația că în România este ceva fără precedent, un fel de lux, un fel de rai al cultelor, în care se acordă un sprijin pe care nimeni nu l-a mai văzut. Este un mare neadevăr. Vă dau exemplu Angliei. Acolo preoții depun la sfârșitul anului o declarație de impozit la fisc. Spun cât au câștigat, dispun de o deducere personală care să le acopere cheltuielile cu administrative și cheltuielile de întreținere ale bisericii, iar pe restul sumei se plătește impozit. Guvernul grec a impus o taxă bisericii ortodoxe, astfel veniturile provenite de pe proprietățile bisericii vor plăti o taxă în jur de 20%, moștenirile bănești o taxă de 10%, iar bunurile imobiliare o taxă de 5%. Biserica Ortodoxă Greacă a acceptat un grad de impozitare mult mai mare decât până acum și a declarat în sfârșit veniturile. Modelul nostru este destul de asemănător cu modelul belgian, ca și ei în prezent și la noi. Statul sprijină pentru cultele recunoscute salarizarea clerului, statul sprijină repararea, construirea de locașuri de cult. Deci acesta este un stat cu care semănăm destul de mult. Mai semănăm cu Cehia, cu Slovacia, ca sistem foarte asemănător. Ceea ce în mod consecvent este impozitat în lumea, să zicem așa, civilizată, dacă vreți, sunt activitățile economice. Să înțeleg că până noi ne-am scos din lumea civilizată. Nu există vreo țară în care cultele să nu fie impozitate? Sub nicio formă, nici serviciile religioase, nici activitățile economice, nici imobile pe care le dețin altele decât cele de cult. Da, toate țările musulmane. Într-o republică islamică, precum Iranul, cultul central și unic nu plătește nicio taxă. Românii au opinii diferite când vine vorba despre averea bisericii. Singurul lucru valabil pentru toți este că niciunul nu poate spune cu certitudine cât de mare este această avere. Biserica are foarte mare avere și pe lângă asta mai pune și la oamenii de rând, când se duce cu copilul la botezat, îi pune taxă. 100 de lei, 500. Sunt biserici care iau foarte mult taxă. E ceva care e ascuns. Nu se știe niciodată și se ascunde în scomori. Averea constă și din bunuri de patrimoniu, dar și în bunuri care nu sunt declarate. De ce credinciosul de rând are percepția că Biserica Ortodoxă Română este o biserică bogată? Pentru că această impresie a fost creată de către media. Și este lucru pe care vi-l spun direct, pentru că nu... și pentru că îi convine
la o anumită parte dintre credincioși să creadă acest lucru, pentru a se erija conform unei mentalități comuniste înrădăcinate timp de 50 de ani, pe mentalitatea aceasta că trebuie să ni se dea, cineva trebuie să ne dea, statul trebuie să ne dea serviciu, statul trebuie să ne asigure și dacă statul acum vedem că nu prea mai poate să mai facă, atunci trebuie să ne dea biserica. Agresiunea aceasta este făcută în special de cei care se găsesc frustrați în fața faptului că n-au reușit să paralizeze construirea catedralei. Și atunci vreau și orice mijloc să paralizeze activitatea economică a bisericii ca să nu poată să ducă până la sfârșit acest lucru. Deci este un lucru absolut țintit. Este fără discuție o campanie agresivă împotriva bisericii, scopul fiind tocmai acesta al dezvoltării unui anticlericalism. Anumite persoane și din țară și din afară nu pot să admită o doză atât de mare de religiozitate și de încredere în biserică și luptă după toate metodele pentru aceasta. Creează dezbateri, creează evenimente. Doamna Corlățan, cum este ultima lege de care vorbeam? Legea din februarie sau martie, chiar, care a fost votată de Parlament, prevede că statul se va implica de acum și mai mult în finanțarea bisericii. Un parteneriat stat-biserică, nu? Da, parteneriat pe proiecte sociale. Ori în felul ăsta se creează o discriminare clară față în care de biserica dă cât și statul dă cât. Nu știu dacă sunt stabilite procente. Statul acordă 80% din sumele necesare serviciilor sociale. Le dă 20%. Nu. 80% din fonduri așa se dau bisericilor, biserici majoritatea îndeosebi. 20% ar rămâne pentru ONG-uri sau pentru administrare directă a statului. Dar ideea e că se creează o discriminare față de celelalte ONG-uri. Adică statul de ce n-ar finanța prin lege, printr-o lege specială, să zicem UNICEF, Salvați Copii sau alte... Dar prin ce se creează discriminarea? Că le au procentele mai mici? Păi nu, a fost interzis nu era necesară această lege specială. De ce nu s-a demonstrat în timp cât de nepriceput administratorul de fapt, statului? Chiar legea cultelor din 2006 preîntâmpină, ca să zic, această lege, pentru că în pofida concepție generală că statul este independent de biserică sau invers, legea cultelor zice la articolul 7 că statul român recunoaște cultelor rolul spiritual, educațional, social, caritabil. Aceasta care nu este independență. Ba da, dar... A, da, ne alegem de ce ne convine. Nu e vorba de nicio implicare. Faptul că, uitați-vă, în timpul reportajului am văzut aici că după 1989 au devenit religioși. Nu au devenit, erau. Foarte bine. Să știți că separarea între stat și biserică este o garanție a libertății religioase pentru toți. Și cu tot respect. Trebuie respectată libertatea tuturor cultelor și a celor persoane care nu au o religie. Just fiecare are libertatea de a alege. În același timp, profit această emisiune să fac un apel către președinte, la care este legea acum pentru promulgare, să nu promulge această lege, să o retrimită în Parlament. Cea cu 80% din serviciile sociale acordate ce bisericii. Vă bazați scurt. Eu nu cred că președintele... Am avut o coaliție de ONG-uri, peste 15 ONG-uri au fost... Cont de... Vom vedea. Pentru eu că fac acest a fost apel adoptată, trebuie precizat, pentru că este spectaculos. A fost inițiată de 90 de deputați PDL, deci nu avea nicio șansă să nu treacă de Parlament și a fost votată cu 254 de voturi pentru și cu doar 7 împotrivă. Când e vorba este de biserică, asistăm aceste unanimități suspecte. De ce sunt suspecte? Pentru că toți politicienii au nevoie de capital electoral. Pentru că toți politicienii provin dintr-o regiune unde reprezintă un anumit număr de oameni. Oameni care sunt majoritar ortodoxi și oameni care vor întreba cât sunt de cinstiți cu respectiva comunitate. Am văzut că vă deranjează că la Ceaclău s-a dat nu știu ce, că la Cluj, că nu știu unde. Alea sunt decizii locale distinse, doamnă, în umila mea părere. Ei reprezintă voința majorității. Îngăduiți-mi să liniștesc conștiința unui domn căruia i-am notat numele Moise, care spunea că de ce statul ia din banii dumnealui să financeze biserica. Transmitiți-i să doarmă absolut liniștit că nu ia statul din banii lui, pentru că din ceilalți 87% ia statul când ajută și sprijină biserica. Dacă aceste donații sunt benevole ale celor 87%, sunt benevole. În graficul acesta de sume alocate
de către guvern în anii electorali, de către guverne de-a lungul celor 20 de ani, sunt așa. 1, 2, 3, 4 ani electoral și este, crește. Este 1, procentul 2, 3, majorității. Deranjăm că suntem mulți. Nu, nu, am ales este deranjat că în an electoral biserica vinește de 3 ori, de 4 ori. N-au voie să spună că sunt ortodoxi, deranjează. Ba da, sigur, este libertatea lor, dar oamenii trebuie să înțeleagă că acei politicieni care se folosesc de religie pentru avantaje politice le manipulează conștiințele și le speculează sentimentul religios. Sunt totul de acord cu dumneavoastră, domnule Cernar. Urmează în această toamnă... Eu n-aș accepta ca slujitor să fiu manipulat de un astfel de om. Perfect. N-aș accepta să fiu nici acela să se lase manipulat de mine. Evitați să apăreți lângă politicieni, evitați să primiți banii de la politicieni. De ce faceți din excepții regulă? Îl rog pe domnul Frânsă să aibă penultimul cuvânt. Menține ideea care am folosit în a doua parte a emisiunii. România nu este o excepție. În Europa, țările sprijină direct sau indirect cultele religioase, fie vorba de țările care sunt separate total Franța, acolo unde sunt relații concordatare, Italia, Spania, Germania, statul încheie acorduri cu cultele religioase, cultele care sunt recunoscute și numărul este mult mai redus decât este la noi în țară. Sunt 5, 6, 7, 8 culte recunoscute și încheie aceste acorduri și acordul în sprijin financiar. Italia, pentru că s-a discutat de impozitul religios, Italia are o deducere de impozit de 8%, de 8 la 1000, este plătit de fiecare cetățean, deci deducerea se face pentru fiecare cetățean. Este adevărat, fiecare cetățean Italia alege... Nu și pentru alege, atei, îmi cer scuze. Nu, alege, ateii nu plătesc. Ba da, deci de plătit plătesc toți. Pentru culte, ateii pentru nu, culte, nu există mă lăsați să-mi duc ideea până la capăt. Deci... deducerea este de 8 la 1000, fiecare cetățean plătește acest 8 la 1000, optează pentru religia de care aparține el, exact. Iar cei care nu optează pentru religie, merg pentru acțiunile sociale ale statului. Exact. Exact. Un astfel de sistem ar trebui și în România. În România, în 2012, ar trebui ca la alegeri oamenii să nu mai voteze în funcție de presiuni și populism religios. Fiți gentil, doamne. Ca o concluzie, deși emisiunea este despre avere și nu despre credință, cum ați precizat la început, cred că ar trebui spus că această avere s-a constituit în paralel cu intrarea bisericii într-o criză morală în ultimii ani. Trebuie să remarcăm lipsa de modele la nivelul bisericii ortodoxe române. Faptul că nimeni nu mai poate reprezenta cu onoare, să zicem, această instituție. De unde concluzia asta? De ce vreți să încheiem așa? De unde a scos concluzia asta minunată? Lipsa de modele în biserică. Dați-mi dumneavoastră un model. Eu văd ierarhi, foști colaboratori ai securității. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, care este unul dintre ierarhii... care țin de patriarhia română, sunt focare de naționalism trebuie sau să încheiem, legionarism. Trebuie să încheiem și ați deci deschis nu induceți o idee mai mult decât periculoasă pe care nu și mai departe. Nu există așa ceva. Cum să spuneți că la nivelul bisericii nu există modele? Faceți dumneavoastră un top 3 al modelelor. Dar nu vreau să fac, n-am dreptul să fac. Atâta vreme când n-ar fi model pentru o comunitate, n-ar ajunge în treapta ierarhică. Nu puneți ca o demnitate la care se ajunge pentru privilegiu. Aș vrea să traduc ce a spus doamna Corlățean. Cred că acum 10 ani nu s-ar fi văzut oameni care culeg zahărul de pe jos. Nu știu dacă... Criza economică n-a generat o biserică. Nu, și nu din sărăcie fac asta. Dar de ce? Acum 10 ani mai puteam vedea un... Tocmai asta ne străduim. Îi spuneam, doamne, ce fac la copilul ăsta, da. Mai puteam vedea... 5 secunde, dacă se poate. 5 secunde. Vom ataca acea hotărâre prin care se alocă 10 milioane de roni pentru Catedrala Mântuirii Neamului. O vom ataca cu Asociația Umanistă Română în instanță. Iar la recensământul din toamnă, îi invit pe cetățenii români să se declare, să declare ceea ce gândesc. Dacă sunt ortodox, mulțumesc. Foarte bine, dacă nu, foarte așa. Bine. În 2002 mulțumesc au mult. Fost probleme. Vă mulțumesc pentru prezența în studio Cochin 4 și vă invit și altă dată. Aceasta a fost ediția specială pe tema averii bisericii. Ne revedem săptămâna viitoare, marți și miercuri, la ora 21. Rămâneți pe TVR1 pentru a o vedea pe Michelle Pfeiffer și Winona Ryder într-un film de excepție, Casa Spiritelor. Mulțumesc!